Ne aflăm pe pasajul rutier Petru Cercel, aici unde sunt în plină desfășurare lucrările de reabilitare a acestui pod care de foarte, foarte mult timp a reprezentat pentru șoferi, pentru târgoviștieni, pentru dâmbovițeni, pentru cei care tranzitează municipiul Târgoviște, o piatră de încercare. Suntem pe sensul care a fost blocat timp de aproximativ 10 ani și pot să spun că în următoarele 3 săptămâni, în cel mult 3 săptămâni, acest sens de circulație va fi redat traficului rutier. După cum observați, la acest moment s-au pus grinzile pe tot pasajul, se lucrează la hidroizolație, pe o mare parte din pasaj s-a turnat deja mortarul asfaltic de protecție a hidroizolației, s-a făcut o parte din trotuar, urmează să se termine turnarea plăcii de beton săptămâna viitoare, după aceea se continuă cu hidroizolația, iar undeva până pe 20-21 septembrie să avem turnate și cele două straturi de asfalt aici pe pasajul rutier de la Petru Cercel și care aspect de natură să contribuie în mod substanțial la ameliorarea condițiilor de trafic. De altfel, strada Petru Cercel este asfaltată la două straturi într-o bună măsură, la fel și strada La Minorului asfaltată la nivel de două straturi, Magrini, de asemenea Calea București, partea care interesează centura municipiului Târgoviște. Vreau să mai precizez și faptul că pe Calea Ialomiței se derulează în acest moment și s-au derulat și azi noapte lucrări de refacere a degradărilor care au apărut. Sunt lucrări care se realizează pe banii constructorului. Aveam două opțiuni aici în legătură cu lucrările pe Calea Ialomiței. Fie să închidem ochii și să considerăm că merge și așa, să plătim banii constructorului și să discutăm mai târziu, eventual după ce s-ar fi încheiat această campanie, fie să facem ceea ce este responsabil, ceea ce este corect, să cerem imediat constructorului să refacă pe banii lui întreaga zonă, lucru care se întâmplă în momentul de față. Ieri și azi noapte s-a realizat cea mai mare parte din lucrarea de remediere. Va mai fi o intervenție scurtă astăzi, în această seară sau mâine seară, și se finalizează ceea ce aveam de făcut acolo. De altfel, proiectul de centură al municipiului Târgoviște este în momentul de față într-un stadiu avansat. Niciodată, nici la momentul în care a fost construită, Târgoviștea nu a avut o centură pe care să se circule atât de bine cum se circulă în momentul de față, și în perioada următoare, odată cu finalizarea pasajului rutier, am vorbit de finalizarea acestui sens integral. Pasajul rutier va fi finalizat până la finalul acestui an și cred că marcăm un nou aspect foarte, foarte important, după ce, spre exemplu, lucrările la pasajul rutier de la Aninoasa s-au finalizat cu tot cu rosturi, se circulă excelent acolo, așa cum nu s-a circulat niciodată chiar de la momentul la care a fost dat circulației pasajul de la Aninoasa.